Bună ziua, domnilor și domnilor și domnilor și domnilor. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Hai să lămurim o chestie. Dacă ne vedeți pe amândoi pe ecran în același timp, e vineri. În caz că ați uitat, da, și nu aveți calendarul la îndemână, bă, dacă sunt ăștia doi pe ecran, e vineri. Dacă vă mirați că fac așa, e din cauza că mi-a înțepenit cât urbă trebuia să zice. M-a tras un că e 2 septembrie 2016. E toamna, frate. Da. Este anotimpul care nu-mi place deloc. Îmi displace cel mai mult. Toamna? Da, e trist. Suntem pe moarte. Vine iarna care e... Păi strugurile, e tulburelul... Păi tulburelul? Nucile... Apropo, aveam eu o discuție cu cineva pe Facebook, foarte interesantă discuție, așa am spus. Siria, mii de morți, război civil, Grecia, iară faliment, probleme cu deștia în stradă, oameni... Statele Unite, Statele liber Unite. La arme, 11.000 de morți. Așa, anual? Da. Anual. România, tulburelul. Multe face victime. Victime tulburelul anul ăsta sau nu? Hai că am ajuns să fim cinici sau nu știu cum să zic. Din păcate fim... o să facă victime în continuare. Dar care acum povestea? După atâția ani oamenii nu învață să-și facă niște erisiri la beciuri? Să inconștienți. Nu-și dau seama că diferă vinul de la an la an. Cum adică diferă? Iesă producția din 2007 e mai bună decât producția din 2008. Că a fost un an mai secetos 2007. Mă, și ce treabă are cu tulburelul? Păi el emană același gaz. Emană mai repede, mai violent, pus în damingeană, deci tulburelul respectiv, emană monoxid de carbon. Da, da? Sau ceva. Ceva de genul ăsta, care îți ia viața. Mințile. Îți ia viața, mințile ți le ia tulburelul. Și emană mai repede, mai violent, deci poți să emane într-o săptămână, da? Sau poți să emane mai într-o zi, două, aceeași cantitate și să facă să... Sau de, s-ar putea ca între timp să ți se înfundat aerisirea de la beci. Ca și șanțurile din fața casei și după aceea trezești inundat. Exact, exact. Deci, de ce discutăm de chestia asta? Pentru că vine perioada și n-a fost lăsat an de la Dumnezeu să nu... Bine, de vreo 4 ani nu mă mai era televizor, dar sunt convins că în fiecare an apar știri cu tulburelul care face victime. Practic e același titlu în fiecare an, ăia de la editare nici nu mai schimbă. E același titlu în fiecare an pentru că se repetă la fel ca și la inundații. Inundații catastrofale. Da? Faceți un pustiu de bine. Înainte de a intra în beciuri, înainte de a merge să verificați cum mai stă tulburelul în butoaie damingeană în ce-l țineți, lăsați măcar o jumătate de oră, o oră, ușa aia de la beci deschisă. Deci nu vorbim așa că ne place nouă să vorbim de tulburel. E, faceți nu muriți. De bine, că altfel muriți naibii. Sau aveți grijă, în momentul în care vă apucați de tulburel, să faceți testamentul, să puneți da, totul în ordine, da, ca să nu fie alte probleme, să stabiliți și locul de veci, să stabiliți tot ce trebuie pentru a fi... Altă parte, ca să trecem de la una la alta, ați văzut, probabil că știți cu toții, că Dragnea, Oprea, care din ei a rămas acum fără doctorat, în afară de Ponta? Ăla cu coloana lui oficială, Oprea, nu? Oprea, că Dragnea mi-a zis că n-a ajuns încă la doctorat. Nu? Nu. E mai... Nu vedea el, cred că, câștigul... imediat. Da, Oprea a fost, e și urmărit acum de DNA, da, pentru ucidere din culpă, adică să vedem dacă există o justiție și o dreptate, încă mai există, poate se întâmplă ceva, nu-i doresc omului rău, îi doresc doar... Ceea ce ne dorea și el nouă. Ce ne dorea nouă, nu mai țin minte, ne-a zis de bine? Nu mai de bine. Oh, da, minunat. Deci el muncea ca un besmetic săracul, pentru binele țării. Da? Sărmanul. Of. Ministrul de interne și-a dat demisia ieri. Nu știu ce implică de carte. Și asta, da. Nu știu ce mai implică și chestia. Cred că și el a fost cu doctoratul prins în sac, nu? Dar eu nu știu că doctorate de astea, toată lumea are un doctorat și eu n-am să stau nici măcar să mă cuplesc cu o doctoriță. Doctorat nu am cum, da? Trebuie să ai măcar o facultate făcută, da? De cum? Ce? Ceaușescu nu a fost doctor și cu Elena Ceaușescu? Și ce el nu știu dacă a fost, ea a fost cu siguranță. Ea a fost doctor docent. Doctor inginer. Academician, doctor, inginer, docent. Era docent? Era și docent. Ce înseamnă docent? Da, dracu' s-o ia. E moartă. Cui pasă?
Locuri de muncă, maxim, deșteptăciune pe mine gârlă, da? Locuri de muncă mai multă în județul Neamț, toată lumea se plânge că nu există locuri de muncă, toată lumea se plânge că șomajul e foarte ridicat. Există locuri de muncă mai multe, evident, acum se vor crea dispute, da, sunt locuri mai multe, dar sunt mai prost plătite. Și aici ajungem la discuția pe care am avut-o pe Facebook. A intrat și tu în discuția asta despre, hai să le zicem pe nume, platforma industrială de la Roman, da? Unde există niște sute de romașcane angajați, nu că vreau să-i fac reclamă, Doamne feri, eu nu știu despre ce e vorba acolo, foarte multă lume spune că angajații de la TRV, Airbags, sunt plătiți prost. Da, locuri de muncă sunt, dar salarizarea e mică. Alții vin și spun că, băi, nu vă mai plângeți că există locuri de muncă, uite, chiar acolo se angajează. Urmează să se deschidă altă, nu știu ce, uzină, chestie, uzină, e mult spus. Încă unitate de producție. Tu ești mai apropiat de... Fără să încercăm să le facem, hai să fim obiectivi, da? Hai să facem o analiză pe ceea ce înseamnă locuri de muncă în Roman. Ceea ce înseamnă condiții de lucru, ceea ce înseamnă riscuri care există la locuri de muncă, ceea ce înseamnă mediu de muncă, că dacă vii la muncă aici și eu te înjur în fiecare zi, n-ai să mai vii. Nu, să-mi dau demisia cum au făcut aia de la Floreasca. Exact, exact. Corect. Deci există un nivel de stres pe care îl poate suporta omul. Exact, după aia exact. Bun. Mai specific un aspect, pe acela că la noi încă nu s-a implementat, și nu știu dacă este la nivel de Spanie sau Franța sau Germanie, plata la oră. Da, acolo există, aici există. Nu există. E, la noi nu există. Nu de nebuni. Există un salariu fix lunar. Da. E chestia asta de a se fixa plata la oră, cum e în Anglia. Ei plătesc și săptămânal. Da, nu știu, în Spania nu. Nu. În Spania nu exact cum deci mergeau și în România. Deci e o chestie, băi, ai muncit o săptămână, ia banul. Dar și ce faci cu banii de pe o săptămână? Cu bani pe săptămână? Acum, vorbim de lei, ai în parte tu 10 milioane în 4 săptămâni. Toată chestia până la urmă e să știi să-i gestionezi. Și dacă ți-i dă pe săptămână, să nu ți ia banca prin comisioane săptămânale. Deci aspectul ăsta. Dar eu alt lucru vreau să-l subliniez. Pentru că la plata cu ora sau stabilirea unui preț al orei de muncă, unui preț minim, se poate vedea foarte bine exact ce activitate fac, care e nivelul ei, cum este plătită, pentru că... Dar trebuie să-ți faci analiza asta săptămânal și fără să mă plătești săptămânal. Nu, da, știu, nu, dar ca și idee de ce. Pentru că am avut odată o discuție, cred că am mai vorbit despre subiectul ăsta, că un patron de la o firmuliță îmi spunea, uite ce oameni tâmpiți am eu. Nu cred că am auzit până acum discuția. Și... Care era supărarea lui? De ce îi făcea pe oamenii lui tâmpiți? Clar că în momentul ăla ar fi trebuit să plece toți. El n-avea nevoie de o forță de muncă super calificată. Deci avea nevoie de salahori, muncă fizică, manipulanți. Uite, eu îi dau 14 milioane de lei pe lună. Mai angajează? Așa. Și ei pleacă la dădeau exemplu chiar TRV, că pleacă pe salariul minim 8 milioane jumate, nu știu cât era în momentul respectiv. Fine. Ca să fiu puțin diplomat așa și puțin răutăcios, zic și bonuri de masă. Da, și bonuri de masă. Cât pot să facă? Nu ajunge la 14 milioane. Nu-i tâmpit că pleacă? Zic, păi plătești, pleacă unui plătit mai bine. Hai să dai seama că plătit mai bine. Îți dai seama că ăla și-a dat seama că eu la matematică am fost corigent. Da, clar. Clar. Zic, punem pe hârtie. Și aici am ajuns la plata cu ora. Tu dai 14 milioane, acolo se lucrau, la el se lucrau 12 ore pe zi, se lucra și sâmbătă și duminica, nu existau cele două zile libere consecutive. Cum trebuia să plătească 4 ore zilnice ca supratimp? Nu plătea. Păi atunci, frate. El avea oricum sunt sigur, uite, n-am văzut contractul de muncă și nici nu m-am, n-aveam cum să-l cer și nici nu trebuia să mi-l arate mie, nu, așa? Sunt sigur că angajații lui aveau tot salariul minim? Evident.
Da? Diferența pentru orele lucrate era în mână, dar când împarți 14 milioane la 80 de ore lucrate într-o săptămână, da, nu ești foarte bine. Nu ești foarte bine. Clar. Deci contează foarte mult aspectul ăsta. Să nu mai spun de condițiile în care lucrează. Vara cald, iarna rece. Unde și la final trebuie să tragi pe hârtie ouă și să vezi exact. Da? Exact. Pentru că există 500, uite, în această săptămână, 538 de locuri de muncă în județul Neamț. În județul Neamț. Și numai în Roman 137. 137, pe Roman și zonă. Da. Ce avem pe Roman și zonă? Uite, domeniul comerțului, servicii, industrie textile și construcții. Servicii exact nu știu ce înseamnă. Servicii la diverse? Hoteluri? Nu știu dacă... Pe servicii? Nu? Nu există pe servicii? Nu știu. Servicii, n-am înțeles exact. Industrie textilă și construcții. Bun. Ce vreau să spun? Sunt mai multe față de luna trecută. Asta ce înseamnă? Că suntem mai puțini? Nu, nu, nu. Că toamna, deci firesc, locurile de muncă evoluează în decursul anului, deci în perioada decembrie, februarie, martie stagnează, scade oferta de angajare, deci da. Locuri de muncă noi nu prea apar în perioada respectivă sau foarte puține. Da, apar în prag de iarnă. Apar toamna, pentru că se vine după concedii și da. Iarăși este o reașezare, un restart. Vine pe la construcții. Și la construcție e fluctuația care există permanent. Amenajări interioare, înțeleg, da, dar la construcție ce construiește? Când nu, e umezeala mai mare? Ei angajează acum septembrie, octombrie, noiembrie și dacă timpul va permite, ei sunt pregătiți, constructorii, să lucreze și decembrie, ianuarie, fără nicio problemă, dacă timpul le permite. Dar în construcții tot timpul o să apară pe ofertă și construcții, pentru că este o fluctuație destul de mare. Și eu am întâlnit oameni care au plecat din construcții și s-au dus să lucreze în confecții, da? Pentru că au zis, băi, nu mai stau în ploaie și în vânt, nu mai stau în soare. Și că le mergea foarte bine, singura diferență era că după fiecare haină cusută trăgea cu... și dădea niște ciment. Ca să le așeze teang. Nu, nu, nu. Deci există anumite evoluții, iar pe ceea ce înseamnă locuri de muncă, să luăm așa, să vedem dacă se respectă legislația. Dacă legislația muncii privind contractul de muncă, pentru că sunt sigur că sunt foarte multe firme în Roman care angajează cu un salariu pe cartea de muncă, pe contract, altul în mână, că e mai mult în mână, e bine, dar nu e ok, pentru că persoana respectivă când va ieși la pensie, va lua pensie pe ceea ce are pe contract de muncă. Se merge pe... foarte mult pe ideea că nu mai ajungem noi la pensie, frate. E o idee foarte prost băgată. De ce? Eu merg pe ideea asta. Siguranță nu ajung la pensie. Gândește puțin, Germania a crescut vârsta de pensionare la 67 sau 65-67 de ani. Da, și noi la fel. Și noi vom face exact aceeași chestie. Da, dar avem. Vârsta este de 67 de ani pentru bărbați. 67 de ani. În curând, pentru că populația activă e din ce în ce mai puțină, muritori de foame sunt din ce în ce mai mulți, vârsta de pensionare va crește. O să ajungi să lucrezi până la 70 de ani. La 70 de ani deja nu mai știi unde lucrezi. Nicio problemă. Dacă poți lucra și sunt persoane de 70 de ani care lucrează. Deci care vor să lucreze și lucrează. Dar cu siguranță nu în domeniul construcțiilor. Nu de nevoie. Nu, acum e clar că sunt anumite meserii care le faci la o anumită vârstă. O anumită perioadă. Nu poți să faci la infinit. Nu poți să fii balerin. Da, ca deci, exemplu, da. Deci balerina este până la anumită vârstă, după aia trebuie să duci pe scenografie, pe ce anume, da, profesor de dans. Loc, câți profesori de dans? Gândește, de pe băncile facultății ies în fiecare an. Păi bun, ce fac balerinii? Ce fac balerinii după 30 de ani sau după 35 sau după 40? Nu știu când ies la pensie. Cel mai probabil se duc, în parte dintre ei deschid studiouri private, că nu poți să lucrezi în teatru național, că nu sunt locuri. Câte studiouri private sunt? N-am idee ce fac. Câți balerini sunt? Devin mașinist. Nu, dar... Devin mașinist, ești bestial. Cum să devii? Adică tu spui mie că dacă eu mi-aș face o carieră din teatru... Nu, bănuiesc că mai faci o specializare. Înțelegi? Pentru că ai cunoștințe în domeniul ăsta și știi că ai fost în partea aia și știai că n-ai nevoie de lumină, vei fi un luminist? Cum se cheamă cel la lumini, da? Luminist, da. Așa? Vei fi un luminist priceput, pentru că tu ai fost acolo și știi
ce lumină. N-ai să-i bagi lumina în ochi decât dacă ai să vrei, intenționat. Bineînțeles. Deci aici vreau să mă refer de reorientare și reconversie profesională. Și clar, dacă am fost în construcții, unde pot să mă duc? Să mă duc de la construcții pe șantier afară, mă duc pe amenajări interioare și pot lucra și la 70 de ani? Dar câtă vreme în județ există 10.479 de șomeri? De ce să-i reconversia asta? De ce să o aplici unei persoane care are un job deja? Dar o persoană care are un job... Ei din ăștia 10.479 care puțin. Stau o persoană care are un job s-ar putea la un moment dat să se plictisească de jobul ăla sau să nu-i fie jobul potrivit și să găsească prin reconversie profesională pe care, dacă e activ, o face cam pe cheltuiala lui. Șomerul face reconversia profesională pe cheltuiala, zicem, statului. Dar nu mai sunt bani nici pentru chestia. Știu, sunt foarte puține cursuri. Dar eu din ăștia 10.479 de șomeri, câți sunt șomeri de nevoie, că n-au găsit pe specializarea lor, am înțeles. Și câți sunt care nu vor să lucreze. Deci, și aici... care nu vor să muncească. Exact, sunt exact. Foarte mulți. Sunt foarte mulți care se plâng că nu există locuri de muncă, dar în interiorul lor acolo se bucură că nu există locuri de muncă pentru că nu le place. Deci primul lucru ăsta este să iei să intri undeva să lucrezi. Și ai să vezi dacă e bine sau dacă e rău. Ești tânăr, n-ai experiență pe șantier, pe șantier poți să te duci să iei vreo 15 milioane, dar există riscul ca în perioada iernii să stai pe tușă. Da, nu mai departe ține de firmă, dacă există un contract clar, dar că ești angajat sezonier. Deci în firmele de construcții se intră într-un șomaj tehnic, se intră în chestii de genul ăsta pe perioada iernii. Să fii apt pentru munca fizică grea. Da, cu siguranță. Așa, să fii apt să lucrezi în condițiile la înălțime, să lucrezi, știu eu, în condițiile de praf, de asta. Sunt niște condiții. Deci trebuie să iei în calcul toate chestiile astea pentru a spune, domnule, asta, și am vorbit despre o calificare minimă. Pentru că în momentul în care te-ai specializat în construcții ca fierar betonist, ca sudor, deja urci pe asta. Și dar este România și mai ales partea asta a României o țară, și încă o dată accentuez, partea asta a României, Moldova, este o țară în care o persoană care nu lucrează într-o corporație multinațională și așa mai departe, își poate crea o carieră? Adică poți să-mi spui mie că, cu mâna pe inimă, da, că un fierar betonist, nu, hai să o luăm, un muncitor necalificat care se califică la locul de muncă, poate să-și creeze o carieră în construcții? Deci să spui, bă, am intrat, acum 10 ani am intrat pe șantier, eram muncitor necalificat, acum sunt șef de șantier. Am câteva exemple de persoane, deci nu ne referim la ingineri, da, care au niște studii, deci care au mână bună și au lucrat pe șantier necalificat. Au ajuns acum să aibă lucrările lor, firma lor. Și sunt. Și îi vezi cu mașinile, cum cară betoniera dintr-o parte în alta și fac lucrări. Ori toarnă un gard, ori toarnă o temelie, ori ridică o casă de cap-coadă. Ori toarnă o casă de copii, că na, trebuie să nu, faci asta nu, iarna. Nu neapărat. Unii, dar deci am văzut și se poate treaba asta. Deci am exemplu și din construcții, am exemplu și din confecții, pe cineva care a lucrat ca muncitor la mașină și a ajuns director de producție. În aceeași firmă? Nu. Evoluția a fost în firma aia, s-a dedicat până la un mic nivel, pentru că era o firmă... Nu, dar asta vreau să știu, cam cât poți urca ochii... Cât vrei tu urci. Suntem genul de țară capitalistă, genul de țară, că noi ne uităm cu admirație, nu știu de ce, la Statele Unite, țara tuturor posibilităților. Pentru că sunt avansați în domeniul ăsta. Poți face în România chestia asta? Da. Da. Eu nu cred. Poți să faci. Deci am exemple. Deci te ridici cât vrei. Se poate. Deci cât te duce capul, puterea. Dom'le, știm cu toții ce înseamnă o afacere. Da? Puțini au curajul să înceapă o afacere. Pentru că
Până la urmă s-ar putea pe domeniul construcțiilor să-ți dai seama că tu nu ai nevoie de un capital foarte mare. Nu. Tu ai nevoie de curajul de a începe. Bineînțeles, doar că pe urmă te trezești cu un partener pe care nu ți-l dorești, dar îl ai pentru că te obligă legea. Un partener care ți încasează aproape jumătate, dacă nu chiar jumătate, din tot ce faci și care nu te ajută cu absolut nimic. Și ăla se numește stat. Statul. Bun. Te trezești cu un partener la tine în firmă care nu te ajută cu nimic. Da, ăsta e peste tot, e statul. Da, bă, și acum, ia mai puțin statul. Acum eu, pe ceea ce înseamnă ajutor de la stat și sprijinul statului, statul, deci clar, vrea impozit, vrea bani ca să poată să supraviețuiască aparatul birocratic, okay, să poată să construiască autostrăzi. Nu dai bani, ia degeaba. Am înțeles. Teoretic. Dar aici am dubii pe, sunt puțin în ceață pe ceea ce înseamnă o comparație între comunism și, în care statul se băga 100% în toate treburile, da? Da. Și capitalism. Și ca să spun mai exact, e vorba despre clădirile cu risc ridicat la seism. De ce se implică și cât se implică statul să le reabiliteze? Nu se implică. Băi, nu se implică, dar tot se cere și se vorbește despre treaba asta. Bineînțeles că a avut loc cu tremurul din Italia, că dacă nu se întâmpla, nu vorbea nici dracu. Nu, tot s-a vorbit despre bulină, tremur, buline, nu știu ce. Băi, până la urmă, cea mai mare tâmpenie este faza cu bulina asta. Este punctul meu de vedere, pentru că punând o bulină pe o clădire, nu faci mai rezistentă la cutremur. A, mă faci pe mine să trec pe trotuarul celălalt, dar clădirea va rămâne aceeași rablă. Da, dar e un risc și treci pe trotuarul celălalt, îți iei o măsură de precauție pentru că să nu te prinde cu tremură. Clădirea aia nu pot să treacă pe trotuarul celălalt. Cei care locuiesc în clădirea respectivă trebuie să o reabiliteze. Ei. Se face un exercițiu la cutremur pe timp de noapte, inclusiv în municipiul Roman. Ai spus că vrei să vezi știrea asta cumva? Da. Da, haideți să vedem știrea asta cu exercițiul la cutremur și să ne întoarcem să comentăm, pentru că e clar că pornim de la locuri de muncă am ajuns la cutremur. La cutremur, că și în locurile de muncă ar trebui să aibă loc câte un cutremur din când în când și angajatul să fie mai proletariatul să mai dea cu pumnul în masa angajatorului din când în când. Ca la spitalul din Floreasca. Ca la spitalul din Floreasca, deși și-au retras demisia până la urmă. Dacă și-a dat demisia managerul... Și-a dat demisia, eu nu știu ce s-a mai întâmplat. Știu că ministrul sănătății a venit, a vorbit cu ăștia. Ministrul sănătății a spus să-și dea demisia. Foarte bine. Pentru că pe o chestie foarte logică. Îți pleacă oamenii din echipă. Înseamnă că pleacă și au motivat că pleacă din cauza ta? Nu există nicio motivație în demisiile lor. Pur și simplu și-au dat demisia. Nu, scris de ce ei și-au dat demisia, dar la nivelul discuțiilor care le-au avut și ei și managerul cu asta, e clar. Bă, omule, stai așa o clipă. Dacă pleacă oamenii, înseamnă că nu știi să-i ții, pleacă din cauza ta, ești prost manager, dă-te deoparte. Corect. O fi un ceea bun ce doctor, dar... Hai să vedem chestia că am ajuns iar să trecem la exercițiu pe timp de noapte la, cum se zic, exercițiu la cutremur, simulare de cutremur, la cutremur, pe timp de nu știu cum se spune. Da, hai să vedem toată știrea și să ne întoarcem să o comentăm. Urmarea dezastrului produs de cutremurul recent din Italia, care a avut consecințe dezastruoase, mai ales în orașul Amatrice, care a fost ras de pe suprafața pământului, autoritățile publice romașcane au decis organizarea unui exercițiu de simulare a intervenției în caz de cutremur pe timp de noapte. Ne-am propus în această perioadă să facem din nou un exercițiu, știți că noi tot am făcut exerciții pentru incendii, pentru cutremure, pentru inundații. Ne propunem să refacem un exercițiu la cutremur, dar de această dată mi-aș propune să facem un exercițiu la cutremur pe timp de noapte. De obicei este mult mai comod, mult mai simplu să-l faci ziua. Din păcate, calamitățile și marele dezastre când vin, există deja o periodicitatea lor care demonstrează că se întâmplă cu o mai mare cadență noaptea. Și atunci mă gândesc că ar fi foarte bine să pregătim un astfel de exercițiu, pentru că avem experiența ceea ce s-a întâmplat în Italia, ferească Dumnezeu, deplângem pe cei care au suferit sau suferă, aducem condoleanțe familiilor îndoliate. Edilul șef al municipiului a subliniat faptul că în cele două mandate ale sale a avut o preocupare continuă de a pune la adăpost mai ales clădirile monument arhitectonic. Au mai rămas relativ puține clădiri cu risc seismic ridicat. Păi a fost Casa Hogaș pe care am reabilitat-o, a fost biblioteca cu turnul Florentin pe care le-am reabilitat,
Colegiul Național Roman Vodă, corpul B, pe care l-am reabilitat, Casa Grădinarului, care a devenit Casa Vânătorului din parc, pe care am reabilitat-o, ar mai fi Casa Pionierului, deci școala armenească, nu e în pericol de prăbușire, ar fi poate Casa Manolescu Strunga și Celibidache, să sperăm că apucă, da? Noi ne-am prea preocupat, am încercat și încercăm să le rezolvăm. Nu avem sesizări majore la locuințele în condominiu, la blocuri, dar depinde cât de mare e cutremurul. Intervenția la cutremur la clădirile cu risc seismic depinde în mare măsură de modul în care se produce un cutremur, de natura și intensitatea acestuia. Pentru că ați văzut că cutremurul din Italia a fost mai mic decât cutremurul pe care l-am avut noi în 1977. La noi am avut de 7,4 și aici a fost parcă de 6,8. Dar a fost la suprafață. La momentul ăla la noi a fost la adâncime de 147 de kilometri, iar aici a fost la 10 kilometri suprafață. Sigur că diferă. De asemenea, diferă și de transmisia undei de șoc. Una e dacă pleacă sinusoidal în vanuri cu un delta fi mai mare, alta e dacă e cu un delta fi mai mic. Depinde foarte mult. Conducerea primăriei socotește că este responsabilitatea autorităților publice locale să pregătească populația cu regulile de comportament în caz de cutremur sau alte calamități naturale, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Evenimentele... Să nu fie cutremur. Cum, ce? Să nu fie cutremur. Să nu fie, deși a mai fost și o să mai fie, dar hai să ne rugăm să nu fie. Sau să sperăm că nu o să fie. Da, e clar că evenimentele din Italia nu sunt evenimente de care să putem vorbi foarte mult. Un cutremur cu o grămadă de victime, foarte mulți români și din zona noastră, din județul Neamț. E o chestiune pe care ne dorim cu toții să nu se repete, dar se va repeta. Este da, așa inevitabil. Se mișcă pământul. Pământul se mișcă, mi se pare logic. Partea ciudată este că frecvența acestor, nu că vreau să fiu alarmist acum, dar se vede și inclusiv din presă că frecvența cu care aceste cutremure se petrec, inclusiv în România, crește. Acum, noi nu suntem, nu lucrăm la Institutul de Fizica Pământului, nu suntem la Institutul de, nu știu, zic, cercetarea cutremurilor, ne dăm cu părerea, suntem utilizatori inclusiv ai cutremurului. Da. Corect. Și e clar că unde ai un lanț muntos care a fost construit prin frecarea plăcilor tectonice, acolo ai cutremure. Și unde a fost construit? Prin vulcani. Iarăși. Corect. Ai... Deci, cutremurile au fost, sunt, ori să mai fie. Îmi pare rău pentru persoanele care au murit și sau au de suferit în urma acestui cutremur. Și mă iau puțin de ponta, înainte să ajung la ce a spus primarul municipiului Roman Laurențiu Leoreanu, o să mă iau puțin de declarația lui Ponta, care a spus că se bucură că să vadă că italienii din Italia n-au ieșit în stradă ca să strige corupția ucide, ceea ce îl face și mai idiot decât și mai era prost. Da, el încă a rămas la nivelul anului 2015, plânge după funcție, da. Așa, nu a înțeles ce înseamnă un cataclism natural și ce înseamnă o prostie, cum a fost la colectiv prin neglijența celor... Și un cumul, hai mă, da, un cumul. Și în mod sigur și în Italia constructorii, dacă vor fi descoperiți vinovați, constructorii așa vor plăti. Nu. Dar să te lămuresc, eram în Spania, eram în Italia când am auzit prima oară povestea, nu mi-a venit să cred, italienii bătrâni mi-au povestit chestia asta, după aia am venit în România, am plecat în Spania și am stat o perioadă și acolo bătrânii mi-au spus exact aceeași chestie și am vorbit la consiliul local al localității Castaia în care am locuit vreme de aproape 5 ani și mi-au confirmat chestia asta. Există legi, cum există și în România, care nu îți permit, deci lege care îți interzice strict să aduci modificări structurale clădirilor vechi. Da. La Matrice, de exemplu, clădire... face parte din acele localități rurale atât de frumoase în care casele sunt de acum 600-700 de ani. Legea nu le permite locuitorilor să le ranforceze. Legea italiană. Bun. Deci... Nu le dă voie să aducă modificări structurale. Ele sunt clădiri cu risc seismic ridicat,
lucru care s-a și văzut, da, că au picat din picioare, a picat din picioare un oraș întreg în urma unui cutremur. Știu, știu, nu, nu, nu. Ai dreptate. Și ar trebui, într-adevăr, italienii să iasă în stradă și să spună, modificați porcăria asta de lege, dați-mi voie să-mi pun grinzi în casă. Da, dar s-a prăbușit, s-a fost aproape să prăbușească spitalul, școala, care se clădiri... 6 grade. Dar în Chile a fost de 9 grade cu tremurul. Corect. Și s-a prăbușit mai puțin. Nu, dar ca idee, pe de-o parte, deci, Ponta, ieșind cu declarația aia că în urma colectivului s-a schimbat un guvern, și italienii ar trebui să facă aceeași chestie. Da, ar trebui să iasă în stradă și să schimbe legea asta. Nu, păstrați, nu neapărat, fațadele, măi, oameni buni. Nu neapărat. Eu am o altă problemă, poate de necunoaștere a ceea ce înseamnă valoarea arhitectonică și așa mai departe. Povestea începe, că eram odată în București și un prieten mi-a arătat, uite, blocul ăla are 90 de ani și trebuie reclădit, da, așa. Și zic, de ce nu este demolat? Păi da, clădire arhitectonică, nu știu ce. Zic, dacă o clădire nu ajunge la vârsta de 100 de ani pe picioarele ei, fără probleme, nu trebuie să intre în categoria ca locuit, nu știu ce de acolo. Deci, acum e clar, avem o evoluție în ceea ce înseamnă construcție, arhitectură, design exterior, interior, da, spațiu destinat oamenilor. Deci, dacă acum 50 de ani spațiu minim prevăzut prin lege pentru un om era de, dau un exemplu, 9 metri pătrați, acum spațiu acesta este mai mare, este de 11, 12, 15, 20 de metri pătrați de persoană, da? Deci locuințele se fac mai mari pentru a fi un spațiu mai bun pentru om. Și ca să cheltuie mai mult chestia, da, e frumos ce au făcut strămoșii noștri și așa mai departe, dar hai să vedem, păstrăm 2-3 ca exemplu, restul le fotografiem, le filmăm în 3D, 7D, 8D, 9D și le avem pe arhive electronică și le facem undeva, facem un muzeu gen muzeul satului cu aminte clădiri și restul, băi, gata-i, deci clădirea asta are peste 100 de ani, da? Hai să, adică demolăm un stadion după 30-50 de ani, când un stadion ar trebui, zic eu, prin felul cum ar trebui construit, ar putea să dureze 100 de ani fără nicio problemă, vezi Coloseum din, da, din Roma, da? Și n-aș mai pune preț pe clădiri istorice. Este o frumusețe, nu știu ce, dar haideți să vedem, cel puțin la nivel de România, băi, hai să vedem cum sunt casele, ce fel de case. De exemplu, pe zona Moldovei nu avem foarte multe clădiri, din punctul meu de vedere, care să fie reabilitate, cheltuieli foarte mari, când am putea foarte bine să construim nou, să facem... Ce vreau omul să spună, exemplu foarte clar, casa Sergiu Celibidache, ne place, e frumoasă, e o dărăpânătură, punctul meu de vedere. E mișto, are o valoare, nu, o valoare istorică. Da, mă, dar... Aș merge pe radio și fă o școală de muzică, frate, fă un institut de muzică pe 5 etaje. Că spațiu ai. Cred că și spațiu, cred că 5 etaje ar merge, 5 etaje ar merge în spațiu urbanistic, da, pentru că blocurile din jur... Un institut de muzică, de artă, un institut de artă și cu parcare subterană, cu... Tot ce trebuie, îl face antifonat pe secțiile de muzică, de trombon, de trompetă, ca să nu-i deranjezi pe cei din jur, faci cu luminatoare pentru secția de desen, cu acoperiș din sticlă, gândești o chestie, da? Nu, frate, noi vrem să ținem, adică eu am fost primul care a spus, păstrați casa aia, luați-o, reabilitați-o, că e superbă, e o casă frumoasă. În momentul acesta, casa aia frumoasă a lui Sergiu Celibidache nu mai e frumoasă. E jumătate dărâmată, ea se dărâmă din interior. Da, o să fie cheltuieli foarte mari pentru reabilitare mari. Și am un dubiu. Dacă lucrările de raforsare, reabilitare, întărire a clădirilor sunt eficiente... Și cât sunt de eficiente? Sunt eficiente la cutremur de 6 grade? Eficiente la cutremur de 7 grade? De o clădire nouă se face pentru a fi rezistentă la cutremurile de 7 grade? Tu o reabilitezi și o întărești, da?
așa și la 6,9 grade va pica. Și ce am făcut? Am risipit niște bani, am risipit timp, am risipit resurse. Senzația se face acest exercițiu la cutremur, mai ales că Romanul are niște clădiri destul de vechi, inclusiv blocuri de locuințe făcute acum 30, 35, 40 de ani, poate chiar mai mult. Nu, stai așa o clipă. Hai să spunem o clădire, să o numim veche, sau să punem niște, o ierarhizare așa, până la 50 de ani n-ar trebui să facă nicio problemă. N-ar trebui, dar pentru că niște că a fost beton, majoritatea construită pe vremea comunismului și... Nu. Au respectat niște reguli și atunci. Deci avem blocuri de 50-60 de ani. Da. Da? Aici în centru, zona Roman Vodă, școala Roman a fost construit în punctul central, da, spre exterior, nu? Da. Avem blocurile de pe Anton Pan, blocuri de 50... Care sunt mult mai rezistente decât astea de pe centru. De unde știi? Se vorbește. Blocul cu pereți sănătoși, cărămidă, eu știu ce. Rezistența acolo, unei clădiri la cutremur este dată de armătura de metal, de oțel. Uh-huh. Ăla este flexibil. Cimentul, cărămida este rigidă și cade și se rupe. Deci armătura... Deci zgârie norii din Chile nu sunt construiți din cărămidă și ciment că e mult. Armătura de oțel aia dă rezistența și flexibilitatea și puterea de a trece peste un cutremur. Deci avem clădiri, blocuri, deci hai să spunem, blocurile peste 50 de ani trebuie să intre sub o altă supraveghere, între 50 și 75 de ani. Peste 75 de ani iarăși trebuie văzut și verificat. Am văzut în Paris blocuri de 100 de ani care făceau amenajări interioare, care locuiesc, dar nu prea am auzit de cutremure în zona Paris. Deci dacă n-au fost cutremure în 200 de ani, deci o zonă cu risc seismic scăzut și clădirea poate să se ducă până la 150 de ani. Bun, dar pregătirile pentru un eventual cutremur sunt binevenite oricând. O, absolut. Și nu mă refer aici doar la ranforțarea clădirilor sau la modul în care ne cum reacționăm? Cum reacționăm? Unde ne protejăm? Ce facem? Să știm că suntem într-o clădire cu mai multe etaje, nu o luăm pe casa scării. Casa scării nu face parte din structura de rezistență a clădirii. Să știm în casă unde este locul. Există care... o problemă la construcțiile din România în care nu există nici măcar totuși o evacuare exterioară pentru persoane, mă gândesc niște scări exterioare, am văzut și de fiecare dată în filme, când ne uităm, filmele sunt scările alea exterioare. Americane. Filmele americane. Neapărat, că ai adus vorba de Paris. Inclusiv în Paris am văzut și în Montpellier, când am fost, am văzut cu ochii, deci nu vorbesc de pe... Da? Există clădiri vechi la care au fost adăugate aceste scări exterioare. Aceste scări exterioare sunt pentru situații de incendiu. Pentru de incendiu, corect. Deci pentru cutremur nu sunt recomandate nici scările alea. Bun, dar în România nu există deloc? În România, pentru că, din fericire, nu am avut incendii devastatoare. Da, nu au fost, în afară de ăla din București, unde s-a dus o clădire întreagă, nu mai știu unde ce era. La mansardă, deci un bloc... Un bloc întreg de birouri, da. Nu, locuințe. Locuințe erau până mai țin minte. Poate au fost și o clădire de birouri, așa, dar și astea. Au... clădirea aia de birouri avea scară de evacuare, dar nu exterioară, pentru că ca și zgârie nori și blocurile înalte, nu mai au... Da, pe exterior nu există. Da. Nu mai există pe exterior. Deci sunt anumite măsuri, sunt reguli destul de clare, pompierii le știu, le prezintă, constructorii le știu. Hai să încercăm să le iau de ajutor pompierilor. Și adică mă gândesc, dacă o asociație de proprietari la o ședință ar pica de comun acord, bă, n-ar fi idee rea să punem totuși o scară exterioară. Nu din astea așa, că într-adevăr sunt greu de făcut, nu un lift exterior, cum aveam intenția la un moment dat să le propun să facem, că sunt o persoană, sunt o grămadă de persoane cu probleme, cu handicap locomotor și le e greu să urce. Nici o scară de bloc din Roman nu este pregătită pentru persoane cu handicap. Niciuna. Da. Deci asta pot să vă spun, nu există scară de bloc în Roman. Am văzut că acolo unde sunt persoane care se deplasează pe cărucioare de
de ajutor, așa, și-au făcut rampe la intrare în... Dar până la etajul 1, 2, 3, nu ai cum să-i duci decât în brațe. Nu, deci... Nu da, există. Da, da, da. Dar există posibilitatea, ar trebui da. Să existe posibilitatea, mai ales pe scările de bloc cu spațiu larg între trepte, să poți monta un lift. Da, dar ne ducem la altceva. Deci nu-i vorba dar nu-i vorba nici de incendiu, nici de cutremur, ceea ce spui tu, ci pentru persoane care vorbesc au probleme. Vorbesc de acces. Am spus să dau accesul, o mână de ajutor da. Și pompierilor în caz că... Nu știu cât poate să-i ajute. Deci e clar ca și sfat dat de pompieri. În caz de incendiu, în caz de cutremur, nu folosesc liftul. Deci sub nicio formă nu folosim liftul. Ok, da. Că e un spațiu în care ne putem intoxica cu fum, un spațiu greu de controlat de pompieri pentru a interveni să salveze. Nu ieșiți pe casa scării, și nu ieșiți pe casa scării, că e o structură de rezistență. După aceea, pe ceea ce înseamnă incendiu și evacuare, deci la fel rămâne, n-ai voie, ca și la cutremur, nici pe lift, da? Pe casa scării, dacă nu este fumul pe zona respectivă. Altfel, rămâi în casă, izolezi ușa la o încăpere cât mai departe de focar, izolezi cu prosoape cârpe ude, da, ca să nu intre fumul și ieși la geam, semnalizezi ca să pompierii să te poată vedea și să poată interveni cu scara. Și micile trucuri pe care probabil orice pompier vi le va spune, aerul din frigider este respirabil în caz că, deși e o cantitate limitată, în caz că e intoxicat, e fumul gros, e fumul puternic, n-ai la îndemână posibilitatea să respiri. Nu știai? Ai aerul din frigider, pentru că ăla se închide etanș. Știu, dar nu știu dacă pot să recomand sau nu. Și eu nu pot, eu nu încap în frigider. Dar nu trebuie să intri, mă, în frigider. Deschizi ușa și respiri din el. Și nu intră fumul din cameră în frigider? Bre, îl închizi pe urmă, îți iei o gură de aer în caz că ești pe moarte, naibii. Aia acolo, ce trebuie să intri în frigider. Poți să respiri, să iei un furtun, da? Să-l bagi în closet și să iasă pe țeava de canalizare. Ai da? Aer, de da. Bine de rău. Asta am pus într-un film cu spioni. Și eu la fel, da. În The Kingsman. Cred că da. Exact. Învățăm din filme, nu ce vrei, dacă noi suntem da. Proști ca români, nu ne vin idei, noi nu avem idei sunt, proprii. Deci, da? Ca și sfaturi sunt date sfaturi de pompieri destul de clare. Pompierii merg, deci ei de pe 12 septembrie vor fi în școli. Vor face exerciții, în mod sigur și toamna asta exerciții la cutremur. Și ar trebui să fie mai mulți. Inclusiv pe bază de voluntariat. Dar există pentru voluntari. Da, dar sistem, serviciu voluntar pentru situații de urgență. Există și în Roma și... În comuna Purdun există 15 și tăți-ți din Pildești pentru că nu sunt interesați alții. Dacă... care primarul ia dacă, și dacă, cine, cum spun, dacă oamenii s-au mobilizat și au făcut acea echipă și în timpul liber ce fac? Haide să mergem să facem exerciții. Știi? Deci se întâlnesc, au devenit o mică comunitate și intervin atunci când este cazul și se întâlnesc, au devenit o familie. Da. Că, acum, ca și exemplu aici, clar, fiind din același sat, clar că au format o echipă. Bun, hai să gândim cumva astea două împreună. Se vor face exerciții, simulări de cutremur atât pe timp, pe timp de noapte. Pe timp de noapte și e bine, nu știu exact ce înseamnă simulare la cutremur pe timp de noapte. În cele două mandate ale primarului, spune domnia sa, a avut o preocupare continuă, dar până la adăpost, mai ales clădirile monument arhitectonic. Exact despre ce începusem noi să vorbim. Da, bun, hai... Tu ai spus de Casa Celebidache. Hai să zicem, și Casa Celebidache, dar stop! Nu mai vorbim de alte locuințe. Deci avem biblioteca, avem Casa Celebidache, nu mai avem ce să... Bun, dar primarul a demonstrat că dintr-un bloc cu risc seismic ridicat, se poate face un bloc de locuințe relativ sigur. Și avem blocul cu bulină care nu mai este cunoscut ca bloc cu bulină, deja. Știu, dar eu am spus mai înainte, da? Cât de eficient este să va vedea la cutremur. Pe care sper să nu-l avem. Pe care sper să nu-l avem, dar poate va fi foarte eficient la 7,1 grade, Doamne ferește, la mai mult s-ar putea să nu fie, să fie probleme. Oricum, Romanul este... dau deoparte clădirile vechi, care au un risc clar din cauza vechimii. Dar în Roman, subteran, avem o problemă ca și
așezare, da, între cele două ape, da. Așa, și tuneluri. Deci, da, există o rețea întreagă, nu de tuneluri, dar de beciuri. Beciuri, tuneluri care există, pentru că am fost martor la construcția centrului nou, da, pietonalul din Ștefa cel Mare. Și eu mă jucam pe acolo. Și am trecut, mergând 4 ani de zile, din 85 până în 89, la școală, prin zona respectivă, tot am văzut cât s-a săpat, cum s-a săpat, cum apărea câte un tunel, unde nu te mai așteptai să fie. Acum, nu știu, n-am avut acces la informații, nici n-am auzit dacă au făcut studii geo de zice, nu? De forare, pentru a vedea ce este acolo, pentru că există o poveste cu un bloc construit după Revoluție, unde a trebuit să se respecte procedura și inclusiv cu studiul acesta geo, și s-a pierdut freza, a căzut freza de la... Da? Da. Ce n-am mai găsit-o? De tunel. Nu știu dacă n-am mai găsit-o, dar chestia e că și-au dat seama că trebuie săpat foarte mult ca să fie treaba în regulă. Și există totuși semne de întrebare că nu s-a săpat suficient pentru... E foarte posibil, pentru că, într-adevăr, romanul dar are nu vechime. Spun, are vechime și casele erau făcute după alte reguli la vremea respectivă. Și da. Beciurile erau făcute pentru a susține... Au fost pe centru vechi, de exemplu, dacă ce-mi spunea bunicul, acum eu n-am de unde să știu că nu trăiam pe vremea aia, hanuri destule și hoteluri destule și case producători, vinuri, legume, ce se mai făcea prin zonă, și aveau nevoie de beciuri imense în care să-și păstreze toate chestiile astea. Și ca urmare, nu, beciurile există și acum. Da. Și acum. Trecem la partea de la cordon, de care vă spuneam mai devreme, că cei 15 membri ai echipajului de serviciului de urgență voluntari din Comuna Pildești, toți 15 au fost premiați de edilul șef al cordonului, Adrian Ciobanu. La un moment dat spunea domnia sa, nu știu dacă să vedem știrea sau nu, ultima oară a explicat primarul Adrian Ciobanu că și-ar dori poate mai mulți voluntari în serviciul ăsta de urgență. Acum... Deci sunt tineri, sunt din Pildești și Corduș și Simionești, în Corduș și Simionești nu există tineri care să dorească să activeze în această structură. Dar trebuie. Acum eu nu spun, bă, faceți UTC-ul din nou, sau nu UTC-ul, cum era, PTP-ul. PTAP, pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Nu neapărat PTAP, deși... Dar nu, am spus, ei sunt aproape profesioniști aceștia. Se vorbește despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Un mare rahat. De ce, frate, un mare rahat? Ai făcut armata. Da, și mi-a ajutat fix nimic, dar am o minimă pregătire. Știu măcar cum se iau linia de ochire cu un AK. Lucru pe care nu știam înainte și nimeni nu știe că e un secret acolo. Eu îl știam înainte, dintr-o întâmplare, pentru că în liceu am făcut trageri, deci așa era pe timpul ăla, în clasa 12 trăgeai cu pistolul mitralieră cu muniție de război, e adevărat, dar războiul modern se poartă din aer. Nivel, da. Din aer. Ca infanterist cu pușca în mână pentru luptele de stradă, pentru asta, unde trebuie să ai. Nu e suficient să știi să iei linia de ochire. Trebuie să ai o pregătire... Bine, mă, omule, clar, am făcut armata ca să fiu victimă, că nu o să ajung eu erou de război în caz că... Exact, doamne, exact. Voi fi deci, victimă. Nu vorbim despre... hai să nu amestecăm cu serviciul militar obligatoriu. Nu, dar spun că o minimă pregătire de supraviețuire, de... PTAP-ul e... Hai, ok, PTAP-ul e una, serviciul de urgență e alta, că acolo dai o mână de ajutor alt cuiva. Ar trebui o minimă pregătire și pentru unii și pentru alții. Ok, oamenii ăștia 15 sunt buni, dar sunt de ajuns? Pentru că vorbim de o comunitate mare, vorbim de Pildești, Simionești, Cordun. Pentru Pildești, 15 oameni hotărâți și pregătiți pot să fie de folos. Pentru ei ca un sport, să zic așa, pe de o parte, pentru că au etape în concursuri de specialitate. Da. Deci există asta și pe școli. Da. Există. Știu că cei de la Săbăoani erau pe primul loc? Nu mai știu.
Parcă așa, fusese la concursuri naționale și cred da, că da, bani. Știu că a fost ceva, dar nu știu. Da. Exact, au fost da. Etape și în Roma și la Piatra Neamț și etape naționale. Este mult de discutat, dar să trecem la un alt subiect. Hai să vedem știrea. Pregătiți-vă. Hai să vedem știrea cu subscripția publică pentru corpul B al CNRV. Încercați voi să trageți concluziile. Cred că asta o să fie și ultima pe care o discutăm, nu? Că nu știu dacă am început. Da. Ultima. Vedem știrea și... Trageți și voi concluzia singuri. Noi o să vă comentăm după ce vedem știrea asta. În sfârșit, cu eforturi majore, lucrările de consolidare a corpului B al Colegiului Național Roman Vodă s-au finalizat și, din luna septembrie, elevii se vor reîntoarce în sălile de curs. Există însă o singură problemă, legată de lipsa de fonduri pentru dotarea cu mobilier școlar a noilor săli de clasă. Conducerea colegiului a deschis un cont în care foștii absolvenți pot depune sume care să asigure măcar o parte din fondurile necesare acestor dotări. Am demarat acțiunea de strângere de fonduri, am oferit chiar și un cont în care cei care doresc să se implice vor putea să depună sume de bani. Am primit și un telefon din partea protopopiatului, de exemplu, care la fel părintele protopop spunea că și-ar dori să ne sprijine. A fost de dep? Nu știu, chiar uitați că nici nu l-am întrebat, chiar nu știu, dar a spus că și-ar dori să investească pentru că e vorba de învățământ. Ei tot timpul au fost cei care au sprijinit învățământul, fie prin premierele care le-au făcut și știți foarte bine acest lucru, sau prin burse pe care le-au mai dat copiilor și și-ar dori și acum acest lucru. Legați probabil de școală sunt, pentru că au copii, cei care sunt în această zonă, dar și eu cred că mai sunt mulți dintre foștii noștri elevi care și-ar dori să ne sprijine. La sfârșitul săptămânii trecute, 19 absolvente ale ultimei promoții din 1957 a liceului de fete s-au reîntâlnit și au depănat amintiri din anii de liceu. Acestea au rămas puternic impresionate de modul în care arată acum clădirea și au fost printre primele care au donat simbolic, după puterile lor, primele fonduri pentru dotarea cu mobilier a câtorva clase. Am reușit și am intrat la liceu. N-am mai recunoscut cum era atunci, dar felicitări celor care totuși s-au luptat și au refăcut liceul. Edilul șef al municipiului, Laurențiu Leureanu, a declarat că se vor face eforturi majore de dotare cu fonduri de la bugetul local a 10 clase. Primarul a apreciat gestul venerabilelor doamne de a propune ca această clădire să primească vechea denumire de Stursa Cantacuzino și de a contribui primele la dotarea cu mobilier a unor sări de clasă. Eu am avut în plan așa ceva, dar asta înseamnă înființarea unui liceu separat de Roman Vodă. Ca să poarte denumirea liceul Stursa Cantacuzino, trebuie înființarea unei noi instituții de învățământ. Nu este imposibil. Cred că Romanul ar putea să aibă două licee de elită pe ceea ce înseamnă pregătire teoretică de înaltă performanță, dar deocamdată să-l terminăm, să intrăm în funcționare, să vedem câți elevi sunt, să vedem rata de școlarizare pentru următorii ani. Trebuie să facem o analiză, așa cum vă spuneam, foarte pertinentă și foarte clară ca să știm ce putem propune. Adică să nu înființăm ceva doar de dragul înființării. Și inspectorul școlar general Viorel Stan, el însuși absolvent al liceului de fete numărul 2 și profesor titular al Colegiului Național Roman Vodă, apreciază inițiativa venerabilelor absolvente și se va număra printre cei care vor contribui cu donații pentru dotarea câtorva clase ale corpului B. Ideea mi se pare extraordinară și voi sprijini cu toate posibilitățile mele acest demers. De asemenea, ca și absolvent al postului liceu teoretic numărul 2 din Roman, o discuție voi dona și eu, astfel încât toată activitatea aceasta să se realizeze conform speranțelor noastre. Da, ideea este extraordinară și noi o vom sprijini în totalitate. M-a impresionat deosebit. Gândiți-vă că ele sunt absolvente ale, domniile lor sunt absolvente ale liceului Stursa Cantacuzino, un anul care l-am născut eu. Lucrul mă impresionează în mod deosebit și pe discuție voi face toate demersurile astfel încât activitatea să fie eficientă.
Lucrările de consolidare ale Colegiului Național Roman Vodă au primit undă verde în octombrie 2014 și au fost executate de firmele Sece Combas SRL Roman și Sece Construcții 1 Iași. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.133.131 de lei. Din această sumă au fost alocați din Fondul European de Dezvoltare Regională peste 3.870.000 de lei, iar de la bugetul național peste 590.000 de lei. Bugetul local a avut și el o contribuție de 670.310 lei. În corpul B vor funcționa clasele de învățământ umanist. Dimineață, în drum spre muncă, mă gândeam la corpul B. Nu că vai de mine, asta e grija mea, dar știind ce program au avut elevii anul trecut, lucrau în trei schimburi la Roman Vodă, îmi doresc să fie o treabă făcută ca lumea. Iar ceea ce înseamnă dotare cu mobilier, iarăși sunt anumite chestiuni de luat în seamă. E o clădire nouă și e bine să punem mobilier nou. Clar. Eu am totuși un semn de întrebare, ce a făcut primăria cu niște bănci. Și nu mă refer la băncile cele vechi, așa, dar, de exemplu, când a intrat feciorul meu în clasa 1, am luat și am dat bani și s-au făcut băncile. Model de genul ăsta, da? Uh-huh. În clasa 7 a intrat în renovare corpul A, ei au fost mutați, clasa lui feciorul meu a fost mutată în corpul D și au dispărut băncile alea. Deci nimeni n-a avut bunul simț să întrebe, băi, fraierilor de părinți, că ați dat bani pe ele. Pentru că primăria a gestionat, da? Ea primăriei clădirea, da? Și-au luat. Acum 5 ani de zile și puteau să întrebe, bă, fraierilor care ați dat bani pe aceste bănci, noi le luăm și le dăm la foc, că nu mai sunt bune. Le donăm la o școală din mediul rural. Băncile erau, deci, clar puteau fi folosite, scaunele au avut probleme, da, mari. Băncile cu minim de efort financiar și tehnic se puteau face. Mai erau julite benzile. Da, clar că n-au fost ființi copiii acolo în băncile alea și nu le-au atins. Deci n-am fost întrebați, au dispărut pur și simplu și nu e ok. Una la mână, doi la mână. Există un comitet al părinților, un consiliu al părinților care ar trebui să lucreze mână, comitetul administrativ, care fac parte din administrație. Da, dar da? Era, eu vorbesc strict de clasa asta, pentru că și în celelalte clase aveau tot mobilier făcut de ei, dispărut în ceață. Mă, nu pot să dispare mobilă de la 8 clase, asta vorbim de 100 de bănci, 200 de bănci, câte bănci intră în 8 clase, la 36 de copii. Nu mai sunt 36 de copii. Nu mai știu cum e acum la școală, da. Dar niște piese de mobilier, nu poți să le ia cineva. Dar hai să zicem, au fost nesimțiți, le-au luat undeva aiurea. Nu vrei să le bagi pe alea pentru că sunt culori diferite, sunt modele vechi, au zăcut undeva într-un depozit și clar, trecerea timpului le-a afectat mai mult sau mai puțin, da. Dar pentru a dota, câte clase sunt care trebuie dotate? Uite că nu știu. Uite că nu-i bună știrea că nu-i pus numărul de clase. Vorbește cu redactorul. Da. Numărul de clase. Eu de unde să știu câte clase sunt în corpul B? E în felul următor. Agenții economici, firmele, pot să facă sponsorizări. Da? Da. Deci legal pot să facă sponsorizări pe treaba aceasta. La câte firme sunt în Roman și la cât ar putea să contribuie și persoanele fizice, da, cu un leuț, nu se pune problema, deci nu ar trebui să se mai pune problema pentru dotare. Ba, așa. Se pune problema. Ba, da, se pune pentru că cineva vrea să mai aș pagă. Cineva vrea să dirigeze undeva anume să se facă băncile și asta. Arată-mi în spate unde scrie Ministerul Educației. Dar n-are treabă. Are aici treabă Ministerul Educației, pentru că vorbim de Ministerul Educației. E în curtea primăriei. Până la Ministerul Educației. Hai să fim cu picioarele pe pământ. Nu, mă, trebuie, deci, să în momentul de față... Ca populație, bani pentru orice, că statul nu e capabil. Nu ca populație. Deci, ca populație am spus ca și firmituri.
Băi, deci înțeleg? Tu spui mie, stai puțin, hai să nu spun de firmele private care pot să facă sponsorizări în mod legal, pentru dacă că li se scade din impozit. Dacă deci vor. Deci li se scade din impozit. Da. Deci bani care pot să, cheltuieli care pot să le deducă, da. Da? Deci ei pot să se implice. Numai că aici ar trebui ca cei din conducerea școlilor, cei din conducerea primăriei, da? Să pună piciorușele la bătaie și să bată la ușile oamenilor de afaceri. Deci este un fel de fond al clasei la nivel nu, mai nu mare fond al care clasei. A fost declarat ilegal. Și nu e vorba de un fond al clasei, este vorba de o dotare pentru o școală. Pe banii oricui, numai celor care trebuie, nu. Deci, în momentul de față, noi, cum să spun, ne amăgim singur dacă spunem că vrem bani de la minister. Da, că nu o să se întâmple. Deci, pentru treaba asta trebuia de acum un an jumate să se facă cererea către minister, să deblocheze fondurile și așa mai departe. Dacă mergem la, să nu-ți uiți vorba, dacă mergem la firmele private și cerem treaba asta, s-ar putea ca firmele private să spună, domnule, stai așa o clipă, ce vreți? Bănci. De care? Așa. Ce model? Așa. Corect, da, avem firme producătoare de mobilă. Mă duc eu și eu vă aduc 10 bănci. Da. Ca să nu mai... 10 bănci, dotarea pentru o clasă sau pentru două clase. Corect. Așa, ca să nu vă duceți voi că eu vă dau 10 lei și voi cumpărați de 5 lei la preț de 12 lei. Da, corect. Da? Pentru că aici e marea problemă care se poate întâmpla. Deci, se poate face, nu trebuie să fie nu știu ce anume, mai sunt 11 zile până începe școala. Da. Este puțin probabil ca o singură firmă să poată face băncile pentru asta, deci se poate acționa la toate firmele de mobilier. Și avem puțin că sunt o grămadă de dotări care trebuie puse. Păi, primul lucru, cel mai important, care trebuie să-l aibă elevul când intră în clasă, este tabla și banca cu scaunul. Banca, da? Nu este obligatorie. Hai să facem o școală super mișto, nouă, cu perne. Cu perne. Și nu ai nevoie de bănci. Facem un liceu nou, trebuie modern, un alt fel de gândire. Nu trebuie bănci, scriu pe brațe. Pe sistemul nostru de învățământ trebuie scris la bancă, da? Cu spatele drept, la înălțimea care trebuie, făcut cum trebuie. Noua Zeelandă a făcut, uite, acum vreo șapte. Noua Zeelandă, dar este un alt proiect. Un liceu în care elevii ies afară pe iarbă și acolo se țin orele. Vara. În timpul anului, vorbim de Noua Zeelandă. Când permite timpul. Noua Zeelandă. Da, au aceeași climă ca și noi. Și oamenii... Aceeași climă, aproximativ, că e oceanică. E mai puțină iarnă. Au iarnă, n-au zăpezi. Dacă vrei să schiezi pe timp de vară, unde te duci? În Argentina sau în Noua Zeelandă? Sau la predeal. Vara? Este că... Te duci la predeal să schiezi? Nu prea. Eu mă refer vara. Conducerea Colegiului Național a deschis un cont în care foștii absolvenți pot depune sume care să asigure măcar mie greu mișcat. Treaba asta trebuia să o prevadă din ianuarie. Tu știi că eu sunt un om care e împotriva sistemului de învățământ în mare. Da. În general, nu sunt de acord cu actualul sistem de învățământ. Că te ține, uite, așa, nu dă voie să te duci așa. Da, 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 da. Și atunci aș prefera să nu-l ajut pentru că e un sistem defect. Da. Da? Totuși, cum spunea un prieten de-al meu, dacă vor ăștia de la Roman Vodă, cei care se ocupă, da, să aibă finanțe pentru Roman Vodă, să pună ca manager un popă. Cu siguranță l-a face rost de bani. Da. Nu există niciun dar. Nu. Ăla va face rost de bani. Am zis da. Ai spus da. Păi speram să zici dar. Da? Ca să avem o continuitate. Puneți un preot. Dar mai avut discuția asta. Da, am mai avut-o. Mulți dintre foștii absolvenți ai Colegiului Național Roman Vodă au donat simbolic, mai mult sau mai puțin, niște bani pentru... Este făcută vreo pagină de Facebook, ceva, unde să promovăm treaba asta? Să te duci acolo, probabil. Adică dacă tot vrei să faci o donație, măcar fă-o până la capăt românește, da? Deplasează-te, află din surse. Da, dar cine e din București, cine e în Reșița, cine e în Timișoara, pentru că avem absolvenți... Nu mai e problema colegiului. Doar în... Deci nu mai e Bă, pentru purățirea pământului s-a făcut și se face rita colecta și o să fac un teledon întreg. În Roman există, în această fantastică metropolă, există numai puțin de 6 televiziuni.
6. Dacă punem și care se prind, da, inclusiv cele de la Piatra Neamț, da, care se prind pe zona Roman. Există două cotidiene, nu? Dacă mai există, că e Ziarul de Roman, care e pe mediul online și Monitorul de Roman și Neamț. Monitor, mai punem Ceahlăul, da. Ceahlăul, așa a ieșit. Nu știu, ce presă mai e în Neamț? Adică realitatea. E un număr mare de instituții de presă pe Neamț. Și ăștia n-au fost capabili să spună, bă, frate, facem un teledon pe toate televiziunile astea în simultan. Dragii mei, oameni cu camera pe umăr, uite, facem în sala Marea Primăriei, care ai văzut în ce hal arată, apropo. Cad bucăți din tavan. Să facem un teledon pentru o piesă de mobilier al Colegiului Național Roman Vodă și difuzăm pe toate televiziunile simultan, că am zis că suntem o metropolă cu o grămadă de televiziuni, pe toate televiziunile locale simultan, folosim fonduri proprii, totul rămâne în interior, nu apelăm la mila nimănui. Așteaptă să înceapă școala, pentru că eu presimt că va fi o chestie spre a forța mâna părinților să doteze clasele. Ceea ce mă duce la fondul școlii, la clasei, care a fost declarat în 4 ani. Aștept să văd dacă o să mă cheme ficiorul meu la... Și în clasa 7 au dispărut băncile alea. Am deci încă mai vin bani asta. De la părinți? Adică eu nu am copii la școală. Deci am cumpărat... Am cumpărat bănci și scaune. Da, haide, hai, la revedere. Dragilor și dragilor, weekend plăcut. Mulțumim, aveți grijă ce faceți. Toate cele. Vedeți ce bani donați. Ajutați Roman Vodă. Ajutați Roman Vodă. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. N-am nimic cu colegiul. Dacă se poate un ajutor, e binevenit. Dar nu-mi place că cei care ar trebui să se implice nu se implică și fondurile nu vin de unde ar trebui să vină. Da. Deci mie îmi bagă taxa auto în prețul combustibilului. Așa e vorba, nu? Da. Deși eu nu merg pe autostradă, frate. Dar e numai pentru autostradă? Nu, dar e vorba că era să fim singura țară din lume care are și taxa auto și supraacciză la combustibil și taxă de autostradă și rovinietă. Toată la un loc. E de aici. Dacă merg... Deci dacă am pus benzină, am scăpat toate grija. Da, apare o autostradă. Ar trebui să fie în prețul benzinei pus și RCA-ul. Probabil. Și atunci, când alimentez, deci eu nu mai am nicio grijă. În România, deci nu avem autostrăzi. El nu alimentează foarte mult. De aia. El nu alimentează foarte mult. Eu nu susțin asta. El se duce, domnule, cu pipeta, vă rugă, cu pipeta se poate? O picătură aici din el, nu știi, bani cu minerul, las că ți-l zic formă. Dragilor și dragilor, au început să mă bârfească deja. Hai să o încheiem aici, că nu-mi place unde merge discuția. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere. La revedere, toate bune, ne vedem luni.